Telejurnalul este prezentat de Vadim Cheptănaru. Bună ziua și bine v-am regăsit la știrile amiezii. Iată principalele subiecte ale ediției. Republica Moldova, Georgia și Ucraina au decis să-și consolideze eforturile de cooperare în procesul de integrare europeană. Liderii celor trei state au semnat o declarație la Batumi prin care și-au asumat acest angajament. Curtea Constituțională va examina vineri adresarea Comisiei Electorale Centrale privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare anticipate și validarea mandatelor deputaților aleși. Un soft produs de o companie israeliană ar fi fost folosit pentru a spiona șefi de stat, ziariști, analiști și cetățeni obișnuiți. Ar fi cea mai mare operațiune de spionaj după dezvăluirile lui Edward Snowden. Știrile pe larg, cercetat în așa numitul dosar verde de briliant, președintele Partidului Pace, Gheorghe Cafcaliuc, a fost dat în căutare de Procuratura Raionului Sângerei. Decizia a fost luată după ce Cafcaliuc, care a părăsit Republica Moldova încă în 9 iulie, nu a răspuns solicitării de a se prezenta la procuratură pentru a fi pus sub învinuire. De cealaltă parte, Cafcaliuc a scris pe o rețea de socializare că nu fuge de justiție. Revin din concediu și chiar acum sunt în drum spre casă. Precizat liderul Pace. Pe lângă Cafcaliuc, procurorii au mai acționat în judecată 4 membri ai partidului acuzați de huliganism. Toți au fost puși sub învinuire după ce l-au stropit în față cu verde de briliant pe vicepreședintele raionului Sângerei, care s-a ales cu arsuri. Persoanele învinuite riscă amenzi sau până la 5 ani de închisoare. Republica Moldova, Georgia și Ucraina s-au angajat să-și consolideze eforturile de cooperare în procesul de integrare europeană. Liderii celor trei state au semnat o declarație la summitul de la Batumi, prin care și-au asumat acest angajament. Prin această declarație, șefii de stat ai Republicii Moldova, Georgiei și Ucrainei și-au reconfirmat ambiția și determinarea de aderare la familia europeană. Acordarea perspectivei europene celor trei parteneri asociați va fi un stimulent puternic și va oferi un impuls pentru reforme mai profunde și mai cuprinzătoare. În acest context, reamintim că, în conformitate cu articolul 49 din Tratatul privind Uniunea Europeană, Georgia, Republica Moldova și Ucraina, în calitate de state europene, respectând valorile europene și angajându-se să le promoveze, pot solicita să devină membre ale Uniunii Europene. La conferința internațională de la Batumi s-a discutat despre perspectivele parteneriatului estic și despre felul în care Republica Moldova, Georgia și Ucraina, ca state asociate, își pot consolida relația cu Uniunea Europeană. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că se vor depune eforturi substanțiale pentru apropierea de UE. The first and the most difficult steps lie at home in this regard. Strengthening the democratic institutions, consolidating rule of law, ensuring the independence and accountability of the justice system, strengthening anti-corruption institutions, and restoring the trust of our citizens in the state are key to unlocking our unexplored potential with the EU, but also with the rest of the world. These reforms are a must that cannot be simply bypassed or delayed. Важливо, що наші країни об'єднує не лише кінцева мета на цьому непростому шляху, але й бажання та готовність подолати цей шлях разом. Задля цього сьогодні бере початок ініціатива асоційована Тріо. We are ready and determined to fight for our European future, to avoid the threats of polarization inside and provocations outside. Invitatul de onoare al acestui important eveniment pentru cele trei state care aspiră la integrarea în UE a fost președintele Consiliului European Charles Michel. Oficialul a subliniat importanța parteneriatului estic, despre care a amintit că e unul dintre instrumentele care contribuie la transformarea celor trei state. Următorul summit al parteneriatului estic este programat pentru luna decembrie a acestui an.
summit with concrete, tangible results for the benefits of all our citizens. First priority, let's try to mobilize more financial support and to be also innovative, to work with the European Investment Bank, implement the reforms that are needed, not to please Brussels, but for the benefits of the citizens. You can count on the EU. We will try to do our best in order to maintain, to strengthen this high level of dialogue. Republica Moldova, Georgia și Ucraina fac parte din parteneriatul estic și până acum au obținut rezultate importante în acest format, precum semnarea acordurilor de asociere cu Uniunea Europeană și celui de comerț liber. O altă realizare este liberalizarea regimului de vize cu UE pentru cetățenii celor trei state. În urma ploilor torențiale, inundațiile au făcut dezastru în zeci de localități din România. Imagini cu viiturile care au măturat totul în cale și au distrus drumuri și gospodării. Vedeți peste câteva momente în Telejurnal. Curtea Constituțională va examina vineri adresarea Comisiei Electorale Centrale privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare anticipate și validarea mandatelor deputaților aleși. Curtea a anunțat într-un comunicat că a primit de la CEC raportul cu privire la rezultatele scrutinului din 11 iulie și procesele verbale necesare. Potrivit legislației, Parlamentul urmează să se întrunească în ședințe în termen de 30 de zile după alegeri, dacă magistrații Curții Constituționale validează mandatele deputaților aleși. La alegerile parlamentare din 11 iulie, Partidul Acțiune și Solidaritate a învins clar, obținând 63 de mandate de deputat. PAS a anunțat că primele legi adoptate în noul Parlament vor fi legate de o amplă reformă a justiției din Republica Moldova. În universitățile din Republica Moldova s-a dat startul campaniei de admitere pentru anul de studii 2021-2022. La ușile universităților nu mai sunt tradiționalele cozi și asta pentru că în perioada pandemiei, la fel ca anul trecut, absolvenții liceelor pot depune dosarele online până în 30 iulie. Dacă în urmă cu 2 ani, în prima zi de admitere la Universitatea de Stat din Moldova era în bolzeală, anul acesta au venit puțini absolvenți ai liceilor pentru a depune dosarele direct la instituție. Cei mai mulți o fac online, așa cum au fost îndemnați de autorități. Membrii Comisiei de Admitere spun că nu întâmpină dificultăți. Am trecut, n-au fost probleme cu depunerea online. Așa de bine s-a descurcat. Noi analizăm, verificăm și dacă e ceva nu în ordine, îi contactăm. Le spunem să schimbi. Conform punctajului notei, să faci un concurs acolo. La Facultatea de Drept a USM s-a format totuși un rând de câteva persoane. Am optat pentru Facultatea de Drept pentru că îmi place să fiu mereu punctuală, să ajut oamenii în diferite probleme, de ce nu? Online este mai dificil. Cred că prezența fizică este mult mai accesibilă pentru noi, să fim mai siguri. Vreau să îmbrățișez o profesie în domeniul dreptului și urăsc nedreptatea. Sunt o persoană punctuală și vreau o schimbare. Online, dar fizic e mai bine, cred eu. La USM, candidații pot alege una dintre 11 facultăți la care sunt propuse câte 60 de programe, atât la licență cât și la masterat. Așteptăm candidații la cele peste 800 de locuri bugetare pentru ciclu 1 licență și peste 700 de locuri bugetare pentru ciclu 2 studii de master. Plus, sigur că oferim și locuri cu contrataxă pentru că taxele au rămas aceleași. Acest băiat a venit să depună dosarul la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițeanu, dar a făcut ca întoarsă. De ce? Pentru că îmi place să am grijă de oameni și de sănătatea lor. Chiar dacă acum este pandemia aceasta, este nevoie de medici, profesioniști. Am venit să depun în prezență fizică, dar este numai online, spate pus. În acest an, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie propune 7 programe de studii. Reprezentanții instituției precizează că prețurile contractelor anuale de studii nu s-au majorat. Cel mai scump contract anual rămâne la Facultatea de Stomatologie, 33.100 de lei.
Anul acesta sunt disponibile numai puțin de 885 de locuri, din care 455 sunt cu finanțare de la bugetul de stat și 430 pe bază de contract cu taxe de studii. În anul curent nu am deschis noi specialități. Ultima care a fost deschisă este tehnologia radiologică. Prima admitere a fost în anul 2020. Membrii Comisiei de Admitere analizează minuțios toate dosarele. Aplicanții au posibilitatea să aplice dosarele începând de la orele 12 noaptea. Operatorul 1 primește dosarul respectiv, verifică dacă sunt prezente toate seria de acte respective, dacă ceva nu corespunde sau nu este citibil, dosarul se reîntoarce înapoi. Operatorul numărul 2, care deja introduc notele de concurs. Dificil ar fi calitatea pozilor pe care sau calitatea documentelor scanate, dar în cazul în care nu este posibil de a fi citit, noi solicităm ca să mai încarce încă o dată. Startul de admitere a fost dat astăzi la toate universitățile. Până pe 3 august vor fi afișate rezultatele intermediare, după care se vor depune actele în original, după un program bine stabilit pentru a evita aglomerația. După investiții de milioane de euro pentru renovarea școlilor și grădinițelor din Republica Moldova, România oferă un nou ajutor financiar. O școală din Chișinău, ajunsă într-o stare deplorabilă, va fi renovată și va deveni modernă datorită sprijinului financiar de peste 3 milioane de euro acordat de Primăria Sectorului 6 din București. După lucrările de construcție și renovare, această instituție de învățământ va avea o capacitate de 2 ori mai mare decât până acum. Clădirea școlii numărul 86 din sectorul Buiucani a ajuns într-o stare deplorabilă, iar pe alocuri tavanul riscă chiar să se prăbușească. Autoritățile locale spun că, în asemenea condiții, procesul de învățământ nu mai poate continua. Deși instituția e prevăzută pentru 600 de elevi, la ore pot veni doar 150 dintre ei. Din cauza numărului mic de copii care frecventează această școală, în ultimii ani, autoritățile nu au mai alocat bani pentru lucrări de reparație. Unii părinți și profesori s-au indignat după apariția unor zvonuri despre închiderea școlii. Împreună cu colegii de la București, la fel cum a fost proiectul privind reabilitarea parcului al UNEO, să realizăm un proiect frumos, reconstrucția acestei instituții, care este mult depășită de timp, iar pe unele segmente este chiar în stare de avarie. Ar fi o școală model, o școală modernă pentru foarte mulți copii din Preajmă. Primăria Chișinău a anunțat că experții elaborează în prezent proiectul de renovare a clădirii școlii, iar din toamnă va începe licitația, la care va fi aleasă compania responsabilă de lucrările de reconstrucție. Școala va fi renovată în totalitate și urmează a fi ridicate noi blocuri pe lângă cele existente. După reconstrucție, peste 1200 de elevi vor putea beneficia de condiții europene de studii. Pentru reconstrucția și modernizarea școlii, Primăria Sectorului 6 din București oferă peste 3 milioane de euro, după ce anul trecut a mai acordat 846 de mii de euro pentru renovarea parcului Alunelul din Chișinău. Administrația instituției ne-a spus că la moment nu ne poate oferi detalii despre proiectul de renovare, dar și nici despre cum va decurge procesul de învățământ începând cu luna septembrie. Astfel, aceste subiecte vor fi dezbătute în această seară la o adunare cu participarea părinților, profesorilor, dar și reprezentanților Direcției Educație Chișinău. De la 1 septembrie, cei peste 150 de elevi care învață la școala numărul 86 vor fi repartizați în diferite instituții de învățământ din Chișinău. Acum, în mijlocul verii, sunt în toi lucrări de reparație în mai multe instituții de învățământ din Chișinău, pentru care primăria a alocat 130 de milioane de lei. Cu acești bani se fac reparații capitale în 6 școli și 3 grădinițe, iar restul banilor sunt prevăzuți pentru reparații curente, lucrări de proiectare, procurarea mobilei și obiectelor de inventar. Inundațiile au făcut dezastru în 29 de localități din România. În urma ploilor torențiale, viiturile au măturat totul în cale, au distrus drumuri și gospodării, au luat pe sus mașini și copaci. Un bărbat dintr-o localitate din județul Iași a murit în mijlocul șuvoaielor. Ruperi de nori și inundații au fost în Bușteni, Brașov, Lugoș și Dureu. Mai mulți turiști sunt izolați la un camping din Dâmbovița, pentru că drumul este blocat parțial de aluviuni. A
A plouat torențial noaptea trecută în județul Prahova. De pe versant, șuvoaiele au adus aluviuni pe drumul național 1. Apele s-au revărsat și în Bușteni. Cel puțin 30 de case și pensiuni din stațiune, dar și un supermarket au fost inundate. Pe drumul național 1 nu s-a putut circula timp de 3 ore, iar poliția a deviat traficul pe rute ocolitoare și în stațiune au intervenit imediat pompierii pentru a scoate apa din case și din curțile oamenilor. 60 de turiști care se aflau în campingul Zănoaga din Dâmbovița au rămas blocați pe munte. Iau pe gine. Ce unde s-o duci? O viitură s-a produs noaptea trecută și a blocat cu aluviuni drumul județean din apropiere. Niciunul dintre turiști nu are probleme de sănătate și nu mai este în pericol, au anunțat salvamontiștii. În stațiunea Dură, apele de pe versanți au năvălit în curți și au luat totul în cale, chiar și o mașină parcată lângă o casă. Această mașină a fost luată de apele puternice care au venit de pe munte și au târât-o 20 de metri de la locul de unde era parcată. Apa a intrat și pe carosabil și a stricat un drum județean de acces în stațiune, abia renovat. Câteva mașini cu turiști au fost prinse între două porțiuni inundate ale șoselei și au fost ajutate de echipajele de intervenție să ajungă până la hotelul unde urmau să se cazeze. Ne-am oprit, la timp, pentru că nu mai vedeam în față. Nu mai vedeam în față, pur și simplu. Am stat 40 de minute sus, că dacă mai mergeam, ajungeam aici și ne prindea cu căsuță. Când te trezești cu 30-40 de centimetri de pietre în stradă, a plouat foarte tare, păcat de drumul ăsta bun. Au fost blocate 6 autoturisme în care se aflau mai multe persoane. Nici o persoană nu a avut nevoie de asistență medicală. Două căsuțe de vacanță dintr-un camping au fost târâte de ape 10 de metri. Și în Brașov a plouat torențial noaptea trecută. Două pâraie care trec prin oraș au ieșit din matcă și au inundat mai multe străzi din cartierele Astra și Șchei. Nici canalizarea nu a mai făcut față. Apă până la genunchi. Peste tot? Peste tot. Pe zorilor, pe aici, în partea de sus, pe berze, pe mierlei. La patul dau un copil în apă, pe nici în cale. Un autobuz și un tractor au rămas blocate într-un pasaj din oraș care s-a umplut cu apă. Pompierii au scos din vehicule pe cei doi șoferi și pe un pasager cu barca pneumatică. Spre prânz, apele s-au retras, iar pompierii au rămas să curețe străzile și să scoată apa din curți. A plouat torențial și în Lugoj, județul Timiș. Cantitatea de apă acumulată a depășit 50 de litri pe metru pătrat. În doar câteva minute, canalizarea orașului s-a înfundat și străzile s-au umplut de apă. Tot în Timiș, însă în localitatea Cevza, a căzut grindina. Bucățile mari de gheață au stricat grădinile oamenilor. Directorul Teatrului Național Mihai Eminescu din Chișinău, Petru Hadârca, a primit premiul special al președintelui Uniunii Teatrale din România în cadrul galei premiilor Uniter 2021. Este un semn de apreciere pentru contribuția actorului la promovarea culturii în Republica Moldova și în România. Cea de-a 29-a gală de decernare a premiilor Uniter s-a desfășurat la Teatrul Național Ion Luca Caragiale din București. Selecția se face după principiul nominalizărilor stabilite de un juriu, iar în seara galei, un alt juriu decide prin vot secret câștigătorul fiecărui premiu. Lui Petru Hadârcă i-a revenit premiul Maestru în Artă. Este o onoare imensă acest premiu. Mulțumesc mult, stimate domnule Ion Caramitru. Mulțumesc că de atunci, din anul 1981, ne-am împrietenit și de atunci tot construiți poduri culturale cu noi românii din Chișinău. Directorul Teatrului Național Mihai Eminescu a declarat că arta a fost forța care i-a unit întotdeauna pe români. Dacă acum 100 de ani n-ar fi venit România cu carte românească, cu cultură românească, n-ar fi venit, n-ar fi fost acel Teatru Național Românesc, în anii 90 n-am fi avut mișcarea Renașterii Naționale. Veniți la Chișinău, dragii mei! Am să închei numai cu o epigramă. Chișinău și București, două state românești. Ar fi mult mai fericite de ar fi Statele Unite. A
actorul și regizorul Petru Hadârca a jucat în roluri principale în peste 50 de filme și spectacole de teatru. În anii 2009-2010 a fost consilier parlamentar în Camera Deputaților în Parlamentul României. În prezent este directorul general al Teatrului Național Mihai Eminescu. În decembrie 2012, președintele Republicii Moldova Nicolae Timofti i-a conferit lui Petru Hadârca titlul onorific de maestru în artă. Iar în 2018, președintele României Klaus Iohannis l-a decorat cu ordinul Meritul Cultural. În acest an, Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău împlinește 100 de ani de la înființare. Miliardarul american Jeff Bezos, cel mai bogat om din lume, va zbura astăzi în spațiu la bordul rachetei companiei sale Blue Origin, ce record vrea să depășească, aflați imediat în telejurnal. Un soft produs de o companie israeliană ar fi fost folosit pentru a spiona șef de stat, jurnaliști, analiști și cetățeni obișnuiți. Este concluzia unei investigații jurnalistice internaționale. Proiectat ca un instrument folosit de agențiile guvernamentale pentru lupta împotriva terorismului și a crimei organizate, softul ar fi fost utilizat deja de diferite state, iar mii de telefoane ar fi fost monitorizate. Un dosar de spionaj considerat de mulți analiști drept cel mai mare după dezvăluirile lui Edward Snowden. Compania israeliană NSO este la originea acestui soft de spionaj cunoscut sub numele de cod Pegasus, care poate avea acces la toate datele deținute pe telefonul mobil. Jurnaliștii de investigație care sunt la originea acestor dezvăluiri au consultat un fișier cu peste 50.000 de numere. Il peut savoir quelles sont vos photographies, il peut avoir accès à vos messages, il peut avoir accès à vos messageries cryptées. On croit que quand on est sur Signal ou sur WhatsApp, on est plus vulnérable. Pas du tout. Je veux dire, ce logiciel peut voir ce que vous voyez sur votre téléphone. Firele investigației duc spre diferite țări, printre care se află și Ungaria, stat membru al Uniunii Europene, iar vizați ar fi mai mulți jurnaliști. Potrivit dezvăluirilor, guvernul de la Budapesta, condus de Victor Orban, nu este străin de acest proiect, pe care l-ar fi folosit pentru a supraveghea ziarii și publicații independente. That's the worst part. I mean, I guess I did everything I could to protect my sources, and now I just don't know what exactly was accessed. Datele analizate de Amnesty International arată proporțiile acestei supravegheri telefonice într-o țară în care libertatea de expresie și libertatea presei au fost deseori puse în discuție. Purtătorul de cuvânt al lui Victor Orban a negat orice implicare a guvernului și l-a atacat pe jurnalistul de la Direct 36, acuzându-l, citez, de orbanofobie și ungarofobie. Uniunea Europeană a reacționat după dezvăluirile făcute de Forbidden Stories, iar poziția instituției a fost fermă și imediată. Any kind of rules we have in the European Union, what the freedom of media is concerned, free press is one of the core values of the European Union. It is completely unacceptable if this would be the case. Potrivit companiei israeliene producătoare, 15 state utilizează deja softul, dar nu pentru un spionaj de masă, ci pentru ținte foarte bine precizate care țin de lupta împotriva terorismului și a crimei organizate. Jurnaliștii de la Forbidden Stories spun că nu se vor opri cu dezvăluirile și că în perioada următoare vor face publice numele celor 13 șefi de state și de guverne care ar fi fost spionați în dosarul Pegasus. Pentru Televiziunea Română, Mihaela Antoche. Ucraina vrea să cumpere din Marea Britanie spărgătorul de gheață James Clark Ross. Nava a fost lansată la apă în 1990 de regina Elisabeta a II. Vasul este destinat cercetărilor marine în domeniile biologiei, oceanografiei și geofizicii. Dispune de mai multe laboratoare și sisteme care îi permit amplasarea echipamentelor pe sol sau pe alte nave. Are o semnătură pe sonar extrem de scăzută, ceea ce îi permite utilizarea de echipamente acustice senzitive. A fost folosită în special în Arctica. Nava, botezată după numele amiralului Sir James Clark Ross, poate trece printr-un strat de gheață de un metru grosime. Miliardarul american Jeff Bezos, cel mai bogat om din lume, va zbura astăzi în spațiu la bordul rachetei companiei sale Blue Origin. Este a doua călătorie spațială turistică după zborul magnatului Richard Branson, pe care Bezos vrea însă să-l întreacă.
Jeff Bezos intenționează să depășească altitudinea la care a ajuns rivalul său Richard Branson, care s-a ridicat până la limita spațiului la 85 de kilometri. Bezos își dorește să ajungă la 105 kilometri altitudine pe linia de demarcație dintre atmosferă și spațiul cosmic, așa numită linie Kármán. Jeff Bezos va fi însoțit în aventura sa de fratele său Mark și de doi invitați, cel mai tânăr turist spațial, olandezul Oliver Damen, de 18 ani, și aviatoarea Wally Funk, în vârstă de 82 de ani. Blue Origin va decola la ora 16, ora României. Racheta cu care va zbura Bezos astăzi este autonomă, astfel că nu are nevoie de piloți. A efectuat deja 15 zboruri de test și este gata să ducă turiști în spațiu. Va fi un zbor de 11 minute. Viteza maximă atinsă va fi de 3700 de km pe oră, iar oamenii din capsulă ar trebui să se bucure de 4 minute de imponderabilitate. Data de 20 iulie, aleasă pentru lansarea Blue Origin, nu e deloc întâmplătoare. Este data la care, în urmă cu 52 de ani, a avut loc prima aselenizare, cea a lui Apollo 11. Atât pentru această oră. Cu mai multe informații vă așteptăm la telejurnalul orei 18. Rămâneți cu TVR Moldova. Sunt Vadim Cheptănaru și vă mulțumesc pentru atenție. O zi frumoasă vă doresc. La revedere!